Bună dimineața, prieteni! Este ora 4:15 ca săptămâna trecută când am mers la sală. Este foarte zgomotos afară pentru că a început să plouă, uitați cum e lumea. E ud totul pe jos și sună foarte nasol când trec mașinile. Acum merg la sală. Ca de obicei, programul zilnic. Și apoi mai vedem ce mai facem. Diseară avem o întâlnire cu toată trupa de teatru cu care vom face ceva scenete. Haideți să mergem! Un pic mai avem și intrăm la sală. Hai. Eu mi-a trecut ceva febra. Mă doare puțin abdomenul și puțin picioarele, dar e mult mai ok. E mult mai ok. Mergem să facem febră și la piept și la mâini acum. Până intrăm în formă. For a distant star, don't stop now. Isn't it strange to have a safe at home? So that I'm counting days until the second call. If you're gonna make a change, you have to let me know. Turn this shit around, just out of top the lungs. It's all you need to do. Gata și sala, prieteni. Am ieșit. Yeah. Suntem aici în formă. Astăzi am avut ca și grupe musculare. Am avut biceps și triceps. Sper că mâine nu mă ia febra și la astea să mă... Bun, ce urmează în seara asta? Nu știu. Chiar nu știu. Habar n-am. Trebuie să mă întâlnesc cu trupa de teatru cu care vom mai face ceva scenete. Ok, oameni buni, aici se încheie și vlogul de astăzi. A fost un vlog scurt, un vlog nereușit, aș putea spune. Acum urmează momentul în care eu citesc cel mai mișto comentariu din vlogul de ieri. Sau cel mai serios. E bine, omul troll este aici pe zonă cu un răspuns cât se poate de sincer. Nu am fost la paintball, din păcate, spune el. Ei bine, sper să ai ocazia, omul troll, să mergi la paintball cât mai curând, pentru că este foarte interesant. Și întrebarea din vlogul de azi este: până la ce oră ai stat treaz cel mai mult? Sau câte ore, dacă ai depășit întreaga noapte? Dă un like dacă ți-a plăcut acest clip, dă un share să vadă și prietenii tăi, abonează-te dacă n-ai făcut-o deja. Abonează-te cu încredere. Eu am fost Radu și până mâine aveți grijă de voi. Pa! Viața nu-i făcută să fie ușoară. Mă ridică, mă coboară și mă întărește.